Dezvăluiri în cotidianul britanic The Telegraph, Elon Musk s-a gândit să retragă sistemul Starlink din Ucraina pentru că se temea să nu fie perceput ca promotor al războiului în Rusia, declară un fost oficial al Pentagonului care face referire și la o convorbire Musk-Putin. Miliardarul și-a exprimat îngrijorarea după ce forțele ucrainene au raportat întreruperi ale rețelei în apropierea liniilor de front care le separă de ocupanții ruși, scrie The Telegraph. Colin Kahl, fost subsecretar american al apărării, a fost însărcinat cu intermedierea unui acord pentru a-l împiedica pe Musk să oprească complet sistemul. Dacă îl oprești, nu se încheie războiul. Își amintește Kahl că i-a spus șefului SpaceX într-un interviu acordat publicației The New Yorker. Musk devenise nervos din cauza faptului că implicarea Starlink era din ce în ce mai mult văzută în Rusia ca un sprijin pentru efortul de război ucrainean și căuta o modalitate de a liniști îngrijorările rusești, a adăugat fostul oficial american. Anul trecut, Musk a stârnit o serie de controverse după ce a publicat o propunere de pace favorabilă Kremlinului, sugerând că Ucraina ar trebui să reflecte referendumurile de suveranitate organizate de Rusia în regiunile pe care le ocupa. Întreruperile au fost resimțite cel mai puternic în regiunile Herson, Zaporojie, Luhansk și Donetsk, cele patru regiuni ucrainene, ale căror părți au fost ocupate de forțele rusești, au fost revendicate ca făcând parte din Rusia în urma unor referendumuri organizate de reprezentanții ai Kremlinului. În octombrie 2022, Musk a negat că ar fi vorbit cu Putin. Într-o postare pe Twitter, platforma de socializare pe care a redenumit-o de atunci X, miliardarul a scris că a vorbit cu președintele rus o singură dată, cu aproximativ 18 luni în urmă, despre spațiu. Recent, Elon Musk le-ar fi spus oficialilor Pentagonului în timpul negocierilor privind Starlink că a avut totuși discuții personale cu președintele rus Vladimir Putin, a relatat New Yorker. Terminalele satelit donate de SpaceX, precum și de guvernul SUA și de donatori privați, au devenit vitale pentru comunicațiile militare ucrainene.